Parcarea dintr-un cartier din Baia Mare a devenit punctul zero pentru intervenția medicilor, pompierilor și polițiștilor în urma unui grav accident rutier. Două mașini s-au ciocnit violent într-o intersecție după ce unul dintre șoferi a tăiat calea unui alt autoturism condus de un șofer băut. Trei oameni au fost grav răniți, iar una dintre mașini a fost proiectată în parcare, unde a lovit alte 5 autoturisme. Tânăra suportă greu eforturile medicilor de a-i imobiliza piciorul pe care cel mai probabil și l-a rupt în momentul impactului violent. Era pasager în autoturismul care nu a acordat prioritate împreună cu o prietenă. Șoferul celeilalte mașini, înmatriculată în Marea Britanie, a recunoscut că a băut înainte să se urce la volan, abia după testarea cu aparatul etilotest. Până atunci era convins că nu are nicio vină. Eu veneam pe prioritate. Așa. Așa, și în restul... Deci de la sine. Doar atât că ați băut. Deci nu sunteți vinovat cu nimic. Eu n-am zis că am băut. Și etilotest? Eu am zis că am venit pe prioritate. Nu mă rugați vorbe în gură. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul său a fost proiectat pe trotuar și după ce a rupt un indicator rutier a spulberat alte 5 mașini parcate în fața unui bloc. O venit peste bordură, o luat acolo, fost un semn de cedează trecerea și o sări de pe bordură. Ce mai puteți face din mașina dumneavoastră? Nimic. Care dintre ele? Nu-mi arătați. Golful roșu. Ăla roșu? Da. Două dintre cele 3 victime au rămas internate pentru îngrijiri medicale. Una dintre persoane prezintă contuzie la nivelul bazinului și contuzie la nivelul membrelor inferioare, iar cealaltă persoană prezintă o contuzie toraco-abdominală. Șoferul care nu a acordat prioritate va rămâne fără permis. Celălalt conducător auto este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice.